În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, pericopa Evangheliei de astăzi, pe care ați ascultat-o cei care ați fost în biserică, este alcătuită din 38 de versete, o istorisire relativ lungă și dramatică. Dar minunea în sine, a vindecării orbului din naștere, este cuprinsă în numai 5 versete. Domnul trecea pe un drum, vede în marginea lui pe un orb, și fără ca acesta să-i ceară ceva, ucenicii îl întreabă pe Iisus, cine a greșit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? Domnul răspunde, nici el și nici părinții lui n-au păcătuit, ci s-a născut așa pentru ca prin tânsul să se vadă puterea lui Dumnezeu. După aceste cuvinte, Iisus se apleacă, scuipă jos în țărână, face tină, adică o unsoare din noroi, unge ochii, pleoapele precis ale orbului și îi spune, du-te de te spală la izvorul Siloamului. Și acela, fără să întrebe de nimic, s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând. Aceasta este minunea istorisită, repet, în numai 5 versete. Restul capitolului este plin de dialogul care a urmat acestei minuni, între fostul orb pe de o parte și între cei care erau de față și în special între farisei, deci adversarii lui Iisus pe de altă parte. Eu aș vrea să mă opresc la întrebarea ucenicilor și a răspunsul lui Iisus, pentru că este o piatră de potignire chiar pentru foarte mulți teologi. Întreabă ucenicii pe Domnul, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut orb. Mai întâi reținem credința că suferința este născută din păcat. În al doilea rând, întrebarea este bifurcată, dacă cumva a păcătuit orbul sau părinții lui, dar precis de s-a născut orb, ceea ce îi face pe unii, teosofii, antroposofii, rătăciți, să creadă că ar fi vorba de o afirmare a preexistenței sufletului și că deci orbul ar fi avut înaintea vieții actuale o altă viață în care a putut să păcătuiască. Ceea ce este inexact. Este vorba de viața lui de dinainte de naștere, adică în timp ce a se afla în pântecele Maicii lui. Dar întrebarea, mare întrebare și nedumerire se pune, este posibil ca un prunc, un făt în pântecele Maicii lui să greșească sau să păcătuiască? Nu vom afirma acest lucru. Întrebarea și afirmația se referă la starea inerentă de păcat a ființei umane. De ce este botezat pruncul sau de ce este botezat omul mai târziu? Pentru că el se naște cu păcatul original al strămoșilor noștri, Adam și Eva. Faptul acesta îl știa și profetul David, așa când spunea în Psalmul 50, că într-o fărădelege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Deci în fărădelege m-am zămislit, fărădelegele celor ce au fost înaintea mea și pe care eu le-am moștenit, pentru că și starea de păcat, ca și starea de virtute, se moștenește, există o ereditate biologică și există o ereditate sufletească. Așadar, iubiții mei, este vorba de starea lui de păcat de dinainte de naștere. Pentru că se spune într-o rugăciune pe care noi o citim la pomenirea morților, că numai Dumnezeu, numai Tu, Doamne, ești fără de păcat, nimeni din cei vii, sau că nu este om care să fie viu și să nu greșească. Ori este bine să rețină, în special tineretul, că fătul din momentul zămislirii este ființă vie în pântecele Maicii lui. De aceea să ia aminte că avortul este crimă de omucidere, pentru că copilul încă nenăscut se găsește ca ființa lui Dumnezeu și se află sub protecția legilor.
El este de pe atunci un moștenitor al părinților lui și are toate drepturile unei ființe vii, inclusiv dreptul de a trăi, dreptul de a se naște. De aceea folosesc acest prilej spre a trage încă o dată atenția mamelor sau viitoarelor mame. Atenție la copiii voștri, mai întâi sunteți datoare să nu le răpiți dreptul la viață. Atenție și către corpul medical. Atenție să nu răpiți nimănui dreptul la viață. Iar către părinți mai este un îndemn important. Fiți atenți cu sănătatea voastră, pentru că de ea depinde și sănătatea copiilor voștri. Ucenicii îl întreabă pe Domnul, cine a păcătuit, el sau părinții lui? Să-l lăsăm pe el deoparte, în starea originală de păcat, dar părinții lui puteau să păcătuiască pentru ca el să se nască orb. Oare nu cunoaștem părinți vicioși? Oare nu cunoaștem părinți bolnavi? Oare nu cunoaștem dramele atâtor copii care se nasc handicapați, schilozi, numai din cauză că au fost concepuți în stare de ebrietate sau de dezordine sufletească? Cazurile sunt foarte multe și aș vrea să vă amintesc celor care cunoașteți despre o celebră dramă, piesă de teatru a lui Ibsen, care se cheamă Strigoii, în care este vorba de un tânăr foarte înzestrat și foarte promițător pentru viața lui, dar care la un moment dat este ajuns din urmă de o boală pe care practic o moștenea de la tatăl lui, care dusese o viață ușuratică și care zămislise copilul în stare de boală. De aceea, drama întreagă a unui om care credea că are viitorul în față, dar care viitorul îi se prăbușește numai din pricina greșelii tatălui său, o greșeală pe care mama lui o știa. Ei bine, iubiții mei, încă o dată, îi rog în numele lui Dumnezeu pe părinți să se îngrijească de sănătatea lor trupească și sufletească, pentru ca copiii ce se nasc în ei să fie sănătoși, deopotrivă fizic și sufletesc. Iubiții mei, prezumau ucenicii că orbirea este urmare a unui păcat, ceea ce era posibil, teoretic vorbind, dar și practic. Mântuitorul Hristos însă infirmă această ipoteză, în ciuda numeroaselor cazuri pe care el le-a pusese în față de bolnavi care trebuiau mai întâi vindecați sufletește prin iertarea păcatelor, pentru ca după aceea imediat să li se redea și sănătatea. Exemplele le cunoașteți din alte lecturi evanghelice și din propriile mele predici, așa că nu voi insista astăzi. Dar Mântuitorul Hristos a suferit el însuși fără ca să fie fost vreodată în stare de păcat și cu atât mai puțin părinții lui, Sfânta Sa Maică și Tatăl Său Ceresc. Și totuși a suferit ca nimeni altul. E bine să le amintim, iubiții mei, că suferința omului este aproape inevitabilă. Nu cred să fie pe lumea aceasta om care dialogul unei vieți chiar scurte să nu fi suferit într-un fel, de o boală cât de mică, atât trupească cât și sufletească, de o tristețe, de o angoasă, de o neliniște, de disperare. Toate acestea sunt boli prin care trecem toți. În general, două sunt principalele motive ale suferinței. Unul este starea de păcat, iar o alta este starea de iubire pentru aproapele. Dacă cineva se găsește în spital, în pragul unei operații, pentru că cu o seară înainte a petrecut cu prietenii într-o cârciumă, s-au îmbătat, s-au bătut și el a rămas cu răni grave și cu o spărtură în cap, el se găsește în spital și suferă îngrozitor și este disperat, în pragul sării de operație, dar suferința lui este o urmare a stării de păcat. Este evident pentru oricine. Dar în același spital și în aceeași cameră, alături se găsește un altul, să zicem un pompier sau un cetățean care
s-a găsit în fața unui incendiu când ardea o casă și la un moment dat a devenit conștient că la etajul 2 sau 3 sau 4 se găsește un copil înconjurat de flăcări și atunci el se aruncă să salveze viața copilului, o salvează într-adevăr, îl dă părinților lui, dar el se alege cu grave arsuri pe față, la ochi și pe tot corpul și el suferă îngrozitor și el trebuie să aibă în față operația, dar suferința lui este născută din iubire. Nu a suportat să stea cu mâinile în sân atunci când vede și știe că un copil neajutorat urmează să fie mistuit de flăcări. Iată deci aceste două cazuri care pot să fie tipice, dar adevăratele cazuri tipice sunt suferința lui Adam și prin el a noastră tuturor care s-a născut din păcatul neascultării și suferința lui Iisus Hristos care a izvorât din imensa lui iubire față de om. Și dacă este vorba de o lege în lumea aceasta, să o știți, iubiții mei, suferința născută din păcat poate fi răscumpărată de către o altă suferință născută din iubire. Așa cum Iisus Hristos, noul Adam, a primit să moară pe cruce pentru ca să răscumpere greșeala vechiului Adam și prin aceasta să ne răscumpere pe noi pe toți. Dar, iubiții mei, în afară de aceste două izvoare principale de suferință, există o a treia învăluită în taină și care era și suferința orbului. Așadar știm precis că nici el nu păcătuise, sau cel puțin starea originală de păcat nu i se lua în considerație și nici părinții lui nu păcătuiseră prin ceva. Ci spune Domnul, s-a născut așa pentru ca prin el să se arate puterea lui Dumnezeu. Și într-adevăr s-a arătat. Faptul că Iisus a făcut tină din cuscuipat și ochii a fost un simplu ritual. Nu prin aceasta l-a vindecat, ci i-a uns cu tină ochii ca un act magic pentru ca să-i spună du-te și te spală la izvorul Siloamului, care se găsea la o distanță oarecare de acel loc. Iar orbul, fără să întrebe nimic, l-a ascultat, fără să știe pe cine aibă în față, nici Fiul lui Dumnezeu, nici vindecător, nici măcar lui ceruse ceva ca alți orbi care cerșeau. Cunoaștem pe Bartimeu orbul de lângă Erihon, care striga cât îl ținea gura, Iisuse, Fiul lui David, ai miră de mine! Și cu cât oamenii îl țineau de rău, cu atât el striga mai tare, până când Iisus l-a ascultat și l-a vindecat. Acesta, fiind orb din naștere, nici prin minte nu i-a trecut lui că ar putea cumva să fie vindecat. Cel mult ar fi cerut un ban de pomană, dar nici păcat pe acela nu l-a cerut, pe semne că făcea parte de aceeași categorie de oameni care cerșesc fără să ceară, fără să se tânguiască, care certă când și care este categoria nobilă a celor ce au nevoie de ajutorul nostru. Ei bine, Domnul îl trimite să se spele și el ascultă, repet, fără să știe pe cine aibă în față, dar mânat de o lumină interioară. Și se spală și de îndată își dobândește vederea și se întoarce la locul său. Acum începe drama, dacă este el sau nu este el, pentru că erau vecinii, cunoscuții, trecătorii de pe stradă, se pare că era un om deja în vârstă, trecut de 40 de ani oricum. Așadar, toți care treceau prin acel loc îl văzuseră cerșind și acum îl vedeau văzând cu ochii deschiși. Părerele au împărțite că este el sau că seamănă cu el. Fariseii însă de la bun început au tăgăduit că nu este el. Și pentru aceasta au chemat pe părinții lui sperând că o să-i denunțe, o să-i tăgăduiască identitatea și să se lepede, să spună că nu este copilul nostru. Ei însă au fost cuprinși de frică, știind că oricine îl va mărturisi pe Iisus din Nazaret,
va fi dat afară din sinagogă, ceea ce însemna pedeapsa supremă, a fi alungat din propria ta obște. Și atunci n-au zis nici așa, nici așa, mai degrabă s-au spălat pe mâini și au spus, da, zice, știm că e copilul nostru, fără îndoială, dar cum și cine l-a făcut să vadă, nu știm. Întrebați-l pe el, că e un om în vârstă și să vorbească el despre sine, de ce ne mai întrebați pe noi? Așadar și părinții au fost cuprinși de lașitate. Păi cum să nu fie cuprinși în fața fricii? De îndată ce mai târziu ucenicii Domnului aveau să fie cuprinși de spaimă și să se lepede de el, iar Petru, cel mai curajos și mai viteaz dintre ei, s-a și jurat că nu-l cunoaște, că nu l-a văzut niciodată, pentru că după aceea să-și dea seama de păcatul său și să se crească cu lacrimi. Dar vreau să spun că omenește vorbind, frica îl face pe om laș. Nu așa s-a întâmplat cu orbul, a spus, da, eu am fost orb din naștere și acum văd. A venit un om care se numește Iisus și care a făcut tină, mi-a usut ochii, mi-a spus să merg să mă spăl, m-am spălat și m-am întors văzând. Aceasta i-a întărătat pe farisei. Iubiții mei, vreau să subliniez acest fapt. Cel vindecat devenise o mărturie a puterii lui Iisus. El putea doar să stea nemișcat și fără grai și să spună doar, uitați-vă la mine și credeți ce vreți. Dar el nu s-a mulțumit să fie doar mărturie, ci a devenit mărturisitor. Omul care se cheamă Iisus, el mi-a deschis ochii. El este autorul luminii care pentru prima dată a năvălit în ochii mei. El este autorul faptului că eu văd pentru prima dată soarele, lumina lui, natura înconjurătoare și văd oameni și îmi dau seama cum arată un om. Eu care m-am născut orb și care nu am niciun fel de idee asupra a ceea ce arată lumea. Eu care nici măcar nu știu ce este o culoare. În mintea mea, și în văzul meu sau în nevăzul meu, nu a fost altceva decât o ceață, ceva gri din care n-am putut să pricep nimic. Ei bine, autorul acestei imense bucurii care mi s-a dată de a vedea lumea și de a vedea pe semenii mei, îi se datorează acestui Iisus nazarinean. Aș vrea să remarc, iubiții mei, că acest fost orb din naștere, era nu numai un mărturisitor, dar și un om foarte degajat. El se vedea deja stăpân pe sine în fața panicii de care fusese recuprinși și fariseii în îndrăjirea lor. Pentru că la un moment dat le spune cu ironie, de ce mă tot întrebați atât și mă tot iscodiți cum de am fost orb și acum văd. V-am spus odată, de două ori, de trei ori, nu cumva vă interesează aceasta, vă interesează acest Iisus și vreți și voi să vă faceți ucenicii lui? Este o ironie aproape de barjocură, care nu se putea face decât o stare de mare libertate interioară și degajare. Firește, fariseii l-au ocărât, jigniți în demnitatea lor, dar la un moment dat îi spun ce bine, bine, ce, dar noi nu știm de unde este omul acesta, de unde a venit, de la Dumnezeu sau de la nedumnezeu. Și aici intervine o a doua ironie în care eu totdeauna îl văd pe fostul lor surâzând, așa cu superioritate. Păi în aceasta constă minunea, că voi nu știți de unde vine, dar el mi-a deschis mie ochii. Așadar, cu alte cuvinte, eu am fost orb, dar voi continuați să rămâneți orbi. Este de fapt încheierea acestui episod care nu s-a citit în pericova de astăzi, dar care se găsește în Noul Testament. Pentru că Iisus Hristos, aflând că fariseii îl dăduseră afară din sinagogă pe fostul orb, tocmai din cauza că îl mărturisise pe Iisus,
El i-a apărut în față și a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar porțul orbii a spus: și cine este ca să cred în El? Acela pe care îl vezi, El este. Cred, Doamne, a zis el și i s-a închinat. Ei bine, atunci fariseii și-au dat seama de adevărata realitate și l-au întrebat pe Iisus: crezi cumva că suntem noi orbi? Sau că suntem și noi orbi? Dar Iisus le-a răspuns: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că spuneți vedem, păcatul vostru este și rămâne. Cu alte cuvinte, fariseii erau orbi, dar pretindeau că văd. Pentru că, iubiții mei, în afară de orbirea fizică, există și orbirea interioară, sufletească, a spiritului. Orbul începuse să vadă înainte de a se fi spălat la izvorul Siloamului, numai prin faptul că l-a ascultat pe cel care îl trimisese. Și gestul cu tina și trimiterea păreau absurde. Cineva ar fi respins acest fapt ca un fel de bătaie de joc. Totuși el a luat-o în serios și a ascultat pe cel care îi poruncise, pentru că sufletul său fusese deja năpădit de lumina lăuntrică. Lumina lăuntrică a precedat lumina fizică, aceea care i-a năpădit ochii și ființa. Mai târziu avea să-și dea seama că Iisus, acesta care îl vindecase, este Fiul lui Dumnezeu și că prin aceasta totul se explică. Dar fariseii continuau să vadă cu ochii trupești, dar rămâneau în continuare orbi și păcătoși cu ochii sufletului. Vă spun aceasta, iubiții mei, pentru că există în lumea aceasta atâția nevăzători. Eu însă am avut o soră mai mică nevăzătoare, dar de câtă lumină interioară era năpădit sufletul ei. A murit la 16 ani, dar era talentată, bună, iubitoare, blândă, scria poezii și cânta la pian. Dumnezeu a chemat-o la el, dar nu vă imaginați, repet, câtă lumină interioară a credinței în Dumnezeu și a îngăduinței față de propria ei stare era în această ființă. Există în lume atâția nevăzători, important este ca ei să aibă lumina interioară și sunt, wow! Noi deja avem la facultatea noastră de teologie primiți doi tineri nevăzători care sunt foarte, foarte buni studenți. Învață prin mijloacele lor, fie prin alfabetul Braille, fie auditiv, prin benzi magnetice de casetofon, dar încă o dată sunt foarte buni și vă veți fi auzit, ar fi greu să nu fi auzit careva de părintele Teofil Părăianu de la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, care v-a vorbit în mai multe rânduri și de la acest amvon, care este orb din naștere, care a făcut studii strălucite la Facultatea de Teologie din Sibiu, este arhimandrit și unul din cei mai iscusiți duhovnici și mai luminați propovăduitori ai Evangheliei lui Iisus Hristos. Așadar, atenție la orbirea interioară și atenție la lumina lăuntrică. Acestea sunt cele mai importante, pentru că, iubiții mei, către ce năzuim noi în această viață? Către lumina ultimă a lui Dumnezeu. La judecată de apoi, când vom fi mântuiți cu ajutorul lui Dumnezeu și prin bunătatea și rugăciunile Maicii Domnului. În ce constă mântuirea? În a-L vedea pe Dumnezeu, a fi cu El, a fi părtași Dumnezeirii Lui, dar nu în esența Lui care rămâne impenetrabilă, ci în lumina cea necreată care izvorăște pururea din El și în care nădăjduim să fim învăluiți.
în această lumină pe care Dumnezeu a dat-o din El înainte de a crea lumea, atunci când a zis să fie lumină. Ei bine, aceasta este mântuirea, acesta este raiul, aceasta este fericirea, pentru aceasta ne pregătim, pentru aceasta venim la biserică, pentru aceasta postim, pentru aceasta ne rugăm, pentru aceasta facem milostenie. Să ne adunăm acolo în cer o zestre de lumină, pentru ca prin fapta noastră să ne apropiem de Dumnezeu, izvorul luminii. Domnul, cu acest prilej, înainte de a săvârși minunea vindecării orbului, a spus: cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Cât sunt în lume, dar când nu este Hristos în lume? Și atunci când a fost viețuitor pe pământ, vreme de 33 de ani, și după ce s-a înălțat la cer, pentru că El le-a spus apostolilor săi și prin ei nouă: iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului. Așadar, El este lumina noastră, El este lumina lumii, către El nădăjduim și după această lumină tânjim, așa cum tânjește cerbul după izvoarele apelor. Ne spune Domnul: viața veșnică aceasta este ca ei, oamenii, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Rugăciunea Sfintei Liturghii pe care o rostește preotul sau arhiereul în taină pe care nu auziți, sună așa: fă să strălucească în inimile noastre lumina cea dreaptă a cunoașterii dumnezeirii tale. Așadar, lumina cea dreaptă a cunoașterii dumnezeirii lui Iisus Hristos. Pentru aceasta, nădăjduind spre lumină, așa cum nădăjduiește pământul, iarba, florile, copacii, așa și sufletul nostru nădăjduiește spre lumină. Și, în încheiere, v-aș mai spune un lucru. Rău este să stea omul în întuneric. Bine și fericit lucru este să stea omul în lumină. Dar mai rău decât întunericul este ceața. Ceața este starea de mijloc între lumină și întuneric și este aceea care se definește drept confuzie. Feriți-vă de cei ce propovăduiesc întunericul, dar mai cu seamă feriți-vă de cei care propovăduiesc ceața. Jumătate de lumină, jumătate de adevăr, jumătate de iubire, jumătate de mântuire. Ne spune cartea Apocalipsei că Dumnezeu îi primește pe cei fierbinți sau pe cei reci, nu pe cei căldicei. Pentru că întunericul poate deveni lumină, ceața nu. Recele poate deveni cald sau fierbinte, căldicelul rămâne căldicel. Pe cei căldicei Domnul îi va lepăda de la suflet, de la mântuirea sa. Ei bine, fugiți de întuneric, fugiți de ceață și iubiți lumina, năzuiți către ea, de care să vă vrenicească și să ne vrenicească cel ce i-a deschis atunci orbului ochii și care a grăit pentru noi toți: eu sunt lumina lumii. Amin.